Doamnelor și domnilor, iată titlurile de astăzi. Stop jafului, spun proprietarii de păduri din Țara Făgărașului, reprezentanți ai primăriilor și ai ocoalelor silvice, care s-au întâlnit astăzi pentru a se opune înființării Parcului Național în Munții Făgărașului. Proprietarii de păduri vor să trimită Ministerului Mediului un memoriu cu privire la poziția lor față de această intenție. Garda Cetății Făgăraș a primit astăzi cu onor un grup de profesori universitari și studenți de la Colegiul Național de Apărare București. Cursanții aflați pentru prima dată în orașul nostru au fost impresionați de măreția castelului. Totodată, delegația a rămas plăcut surprinsă de vechea tradiție existentă la noi în ceea ce privește pregătirea militară. O lume a istoriei, a cărții și a muzicii ne deschide mâine Biblioteca Municipală. Ampla manifestare culturală este pregătită de către instituție cu ocazia evenimentului Nocturna Bibliotecii. Pământul, pădurile și resursele naturale moștenite de la străbunii noștri nu trebuie înstrăinate. Sub aceste auspicii s-a desfășurat astăzi o întâlnire între proprietarii de păduri din Țara Făgărașului, reprezentanții primăriilor, ai ocoalelor silvice, pe marginea subiectului privind înființarea Parcului Național în Munții Făgăraș. Se știe că Guvernul României a inițiat un memorandum pentru înființarea acestui parc imens, ce se întinde pe o suprafață de 200.000 de hectare. Aria cuprinde granița cu defileul Oltului spre Piatra Craiului și către sud până în județul Argeș, în apropiere de barajul Vidraru. Am făcut o informare a inițiativei Ministerului Mediului privind înființarea Parcului Național Munții Făgăraș. Pentru noi este foarte suspectă graba cu care se fac pași foarte mari în înființarea acestui parc acum, pe finalul de mandat, pentru că oricum oricine va câștiga alegerile după alegeri va fi un alt guvern. Și am socotit că nu putem să amânăm această întâlnire, vom da un comunicat, vom semna un document semnat de toți participanții la discuție, pe care îl vom trimite Ministerului Mediului, astfel încât documentul, dacă e semnat de 50, 60, 70 de persoane, va trebui să fie luat în seamă și mă gândesc că vom mai avea consultări ulterioare. Trebuie să ne apărăm interesele comunităților. Noi, de sute de ani, de mii de ani, de când localitățile noastre sunt aici, au fost parte integrantă din acest peisaj și s-au trăit în armonie cu mediul și resursele noastre vin de acolo, și apă, și pădure, și tot, lemn de foc. Ori trebuie să spunem oamenilor clar care sunt restricțiile care ni se pregătesc și din punct de vedere al construcțiilor, și de plimbat prin pădure, și de nu se mai pot lua lemnul de foc și ce se întâmplă? Păi, din păcate, se pune în față partea faină, oameni, instituții iubitoare de mediu doresc să facă asta, dar cu siguranță nu e așa, pentru că putem vedea că în spatele acestor intenții sunt tot felul de asociații cu capital străin și de fundații care cu siguranță nu urmăresc binele național, ci urmăresc doar să scoată cât mai mulți bani posibil pot din... O văd ca pe o afacere, din păcate în detrimentul proprietarilor. Și noi încercăm ca să ne apărăm viitorul comunităților noastre. Multe păduri sunt cuprinse în mult trâmbițatul sit Natura 2000, cunoscut ca arie protejată, lucru care împiedică, în opinia primarilor, planurile de dezvoltare locală. Mai mult, edilii locali sunt revoltați de faptul că proprietățile oamenilor ar putea fi înstrăinate. Ar fi bine să ne unim forțele, să creăm și să atacăm în contencios administrativ acest memorandum și să cerem DNA-ului să facem o plângere, să vadă dacă nu este conflict de interes la doamna Stanciu să fi fost membru fondator a unui ONG și după aceea să fii ministru și să le faci jocurile acelor ONG-uri. Și că se plimbă cu elicopterul, păi primarul Brașovului este anchetat de neacă, a folosit o mașină din instituțiile ale primăriei. Și tu folosești elicoptere și mașini din minister și nu ai nicio problemă. Tot timpul se pune suspiciunea că cineva ne va trage într-o direcție greșită. Putem face ceva să le facem un produs al nostru din Țara Făgărașului și din Munții Făgăraș să fie compatibil și concurență cu țările respective? Sau nu? Dacă stăm și nu mă discutăm problemele și nu punem condiții, eu m-aș bucura ca să fi spus
că avem o inițiativă să amânăm această perioadă de dezbatere până după alegeri, să nu mai interpretăm politică de față, interpretează foarte politic din punctul meu de vedere. Întrunirea de astăzi a primarilor este o formă de protest. Au venit în număr mare proprietari de păduri, composesorate și ocoluri silvice, care, în opinia lor, susțin că vor să stopeze jaful. Un proiect privat promovat de niște miliardari de afară, respectiv proiectul Conservation Carpatia, dintr-o dată în septembrie 2016 devine proiect al Guvernului României. Dacă până acum aceste personaje care vin și acaparează teritoriul în România au anunțat că vor să facă un Yellowstone al Europei, exact același citat îl găsim în memorandumul aprobat de Guvernul României pentru înființarea Parcului Național Munții Făgărașului, care să fie un Yellowstone al Europei. Deci exact aceiași termeni, aceleași sintame, aceleași clișee preluate cuvânt cu cuvânt într-o decizie guvernamentală. Ni se fură teritoriul, este o acțiune clară, cum îi spun englezii, land grabbing, deci de acapararea a teritoriului prin orice mijloace. Suntem priviți prin declarațiile lor ca niște oameni, cetățeni nu ai Europei, ci de mâna a treia mai rău decât africanii. Și aici sunt oameni care i-au auzit când au declarat aceste lucruri. Românii sunt niște cum să le spunem, niște, nu spun eu asta, spun ei, sunt niște proști care își distrug natura, își distrug țara, își distrug pădurile și ei au venit să salveze natura din mâinile românilor, a comunităților locale, care nu văd altceva, după spusele lor, în pădure, decât o modalitate de a face bani numerar, cash, și de a se îmbogăți peste noapte. Problema e nu de a salva pădurile, problema e de a salva teritoriul. Academia Română are mai multe studii în care spune că și evidențiază acest fenomen al acapărării teritoriilor în țara noastră. Fenomenul ăsta nu se întâmplă nicăieri în Europa, decât în România. În alte state din Uniunea Europeană, marile fonduri de investiții, oamenii ăștia care urmăresc anumite interese să facă profit din teritoriu, din natură, nu reușesc să facă ceea ce fac în România. Nu este lipsit de importanță faptul că, de exemplu, nu există o lege pentru care să reglementeze înstrăinarea terenurilor forestiere. La terenurile agricole există. Fermierii au făcut scandal și au spus că nu este bună, ci că trebuie năsprite regulile de achiziție a terenurilor forestiere, tocmai pentru a stopa acest fenomen de acapararea terenurilor agricole, dar la pădure, deși cerem această lege de ani de zile din 2010, nu există nici măcar un proiect, nu întâmplător. Deci problema nu e de a salva pădurile, sau e și de a salva pădurile, de a salva teritoriul cu totul. Oamenii sunt speriați că vor fi păgubiții de străinii care vor să se bucure în viitor de bogăția munților Făgăraș. În primul rând, terenul de sub păduri, apoi pădurile și bogățiile din subsol, floră și faună. Sătenii și factorii de decizie vor să facă front comun și să stopeze constituirea așa zisului parc, care nu se face pe proprietatea statului. Cu alte cuvinte, pe proprietățile lor, oamenii nu vor mai putea să intre, pentru că aria e protejată. Îngrijorați de urmări, proprietarii de păduri vor să trimită Ministerului Mediului un memoriu privind poziția lor față de înființarea acestui parc național în Munții Făgăraș. Un grup de studenți ai Colegiului Național de Apărare din București au vizitat astăzi cetatea Făgărașului. Ei au fost însoțiți de profesori universitari și au fost primiți cu onoruri de garda cetății. Aflați pentru prima oară la Făgăraș, studenții au rămas profund impresionați de frumusețea ansamblului arhitectural și de sălile de expoziție. Ne bucurăm foarte mult că ne aflăm astăzi aici. Este într-adevăr o experiență inedită. Probabil că marea majoritate au mai fost în Făgăraș, dar pentru prima dată am avut parte de un tur prin cetate și de niște prezentări extraordinar de interesante ale ghizilor. Am aflat lucruri noi și ne-am bucurat și de prezența oficialităților de aici, din orașul Făgăraș. E un lucru important pentru noi să stăm de vorbă cu reprezentanții autorităților locale, să practic să cunoaștem și ceea ce se întâmplă la nivel local. Mai ales că marea majoritate dintre noi lucrăm în domenii care au legătură cu zona de securitate a țării și ne pregătim pentru o carieră în acest domeniu. Revin încă o dată pe ideea că am fost foarte bine primiți și vom reveni probabil cu mare plăcere împreună cu familiile noastre, cu prietenii.
Este o călătorie de studiu care durează o săptămână. Din Făgăraș, grupul va pleca la Sibiu și apoi la Craiova, a declarat profesorul universitar Comandor Ion Crăciun, directorul Departamentului de Securitate și Leadership din cadrul Colegiului Național pentru Apărare din București. Suntem la Făgăraș cu un grup de studenți de la Colegiul Național de Apărare. Suntem într-o călătorie de studii pe care o facem cu studenții noștri, încercând să le prezentăm instituții din sectorul, instituții locale, din sectorul public de securitate și apărare, și totodată vrem să le prezentăm și aspecte din istoria poporului român. Vizita la cetatea Făgăraș este un moment deosebit de important pentru că avem posibilitatea să cunoaștem istoria locală, să cunoaștem mai multe despre țara Făgărașului. De aici, de la Făgăraș, ne vom deplasa la Sibiu. Acolo vom avea alte întâlniri la instituțiile locale din domeniul securității și apărării, la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la Academia Forțelor Terestre și apoi vom pleca la Craiova. Una peste alta, călătoria noastră durează o săptămână și vizita la aceste obiective considerăm noi că va contribui din plin la îndeplinirea obiectivelor cursului pe care îl avem noi. Avem studenți tineri proveniți din toate domeniile sectorului de securitate și apărare. O treime dintre ei sunt militari, două treimi sunt studenți civili, provenind din ministere și agenții ale statului responsabile cu securitatea și apărarea. Delegația Colegiului de Apărare a fost așteptată de conducerea orașului, care consideră că ospitalitatea zonei și patriotismul local sunt cele care contează în strategia de apărare a zonei noastre. Ne bucurăm că în cadrul seminariilor din țară ale și cetatea Făgărașului și noi trebuie să fim primitori și să dovedim că în cetatea Făgărașului, cetatea necucerită niciodată, este o cetate și avem un patriotism local și în contextul viitorului sau viitoare reorganizări teritoriale, pentru că noi suntem aici o microregiune bine delimitată în țara Făgărașului și cred că trebuie să știe toate instituțiile statului că noi aici suntem oameni care ne putem, din punct de vedere al guvernării, suntem în stare să facem acest lucru. Mihai Popa, candidatul social-democraților la Camera Deputaților, a însoțit grupul de cursanți în vizita la cetate. Consideră că lecția de astăzi de istorie nu va fi uitată de viitorii specialiști ai strategiilor geopolitice. Astăzi am plăcerea să însoțesc o delegație formată din cursanții Colegiului Național de Apărare, o delegație condusă de domnul comandor profesor universitar Crăciun. Cred că este un lucru excepțional includerea în traseul pe care cursanții Colegiului Național de Apărare îl au în țara noastră, a cetății Făgărașului. Este un obiectiv cu care noi ne mândrim, pe care dorim să-l promovăm și iată că astăzi instituții importante ale statului găsesc aici la Făgăraș un obiectiv de importanță națională și importanță europeană și cred că pentru acest motiv, în acest moment, am făcut un pas în plus pentru promovarea cetății Făgărașului și a țării Făgărașului în general. Delegația de la București a rămas plăcut surprinsă de faptul că Făgărașul și zona au o veche tradiție în ceea ce privește pregătirea militară. Dovadă stau baza poligonului de la Cincu, unde se pregătesc forțele NATO, dar și centrul de pregătire pentru infanterie și vânător de munte, Constantin Brâncoveanu. Nocturna Bibliotecii, eveniment organizat anual de Instituția de Cultură din orașul nostru, se desfășoară mâine, începând cu ora 17:30. Menit să promoveze cartea și lectura publică, evenimentul programat joi 24 noiembrie la Biblioteca Municipală îi așteaptă pe iubitorii de cultură în lumea cărții și a muzicii. Profesorul Viorica Bica, coordonator al Nocturnei, spune că ediția din acest an este consacrată filelor de istorie locală,
eseului, creației literare și artei interpretative. Programul este deschis de elevii de la Școala Gimnazială Ovidiu Sușianu cu sceneta în limba engleză Ziua Recunoștinței. File de istorie locală reconstituie perioada distinctă din evoluția țării, Făgărașului, Comitatul Făgăraș. Este vorba despre un studiu publicat de doctorul Constantin Băjenaru. Recenzia volumului este prezentată de profesorul Liviu Ioani. Ideile metafizice ale moralei lui Seneca sunt sintetizate în eseul Seneca, Viața, Timpul și Opera Morală de către profesorul Ionel Mihali. Prin proiectul O carte, o parte de cer, elevii Colegiului Național Radu Negru redau timpul indefinit al lecturii și al memoriei. Biblioteca Municipală redevine un spațiu al celebrării artei. Vor fi mini-concerte de muzică și poezie. De asemenea, colindele, frumusețea portului popular, itinerarul ei călătoare, atestă statornicia acestui popor, vădesc o cumpănită luciditate, o adâncă filozofie, mai spune profesorul Viorica Bica. Eseul Poetica Dorului, prezentată de aceasta, se înscrie în tradiția creativității populare prin multitudinea de nuanțe stilistice. De asemenea, Daniel Ghigea, antreprenor, trainer, speaker motivațional și autor de programe educaționale, va susține în încheiere seminarul intitulat În căutarea excelenței.